Aproximativ 42% dintre cetățeni ar vota pentru aderarea la Uniunea Economică Eurasiatică și doar 38% din populație ar alege să se integreze în Uniunea Europeană. Cel puțin așa arată datele unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. În perioada 1-20 noiembrie curent, pe un eșantion de 1189 respondenți. Opțiunile respondenților privind integrarea în Uniunea Europeană și în Uniunea Economică Euroasiatică s-au divizat în felul următor. 38,7% dintre respondenți votează pentru Uniunea Europeană, iar 41,5% pentru Uniunea Economică Euroasiatică. 5,6% nu ar participa la vot, iar 14% dintre cetățeni n-au fost în stare să se exprime pentru ce ar opta în cadrul unui eventual referendum. În același timp, dacă în Republica ar avea loc un plebiscit cu privire la chestiunea aderării la NATO, numai 22,4% dintre moldoveni vor vota în favoarea lui, iar 60,1% s-ar fi opus categoric. Cifra pro-NATO este într-o continuă scădere, însă în ultimul timp nu e o scădere bruscă, se menține în jurul 20-25%, 24%. De asemenea, în același studiu se arată că dacă duminica viitoare s-ar organiza alegerile parlamentare, 4 partide ar intra în legislativ. Este vorba despre PSRM, PDM, PAS și PPDA. Pentru PSRM ar vota 32,7% dintre alegători, în scădere cu 4% față de studiul realizat acum 2 ani. Și PAS și PPDA pierd din simpatia alegătorilor. Pentru partidul Maiei Sandu ar vota 10,8% dintre moldoveni, cu 1,1 puncte procentuale mai puțin față de septembrie. Iar pentru formațiunea condusă de Andrei Năstase și-ar da votul acum 10% dintre cetățeni, comparativ cu 10,6% acum 2 luni. De susținerea cetățenilor se bucură democrații și partidul politic Șor, care, potrivit studiului prezentat, ar accede în viitorul Parlament. Sunt șanse reale ca partidul Șor să accede în viitorul Parlament. Și deja a crescut încrederea atât în liderul partidului cât și în partid, și aceasta o explicăm noi prin acelea, că prin metodele de a coapta alegătorii. Da? Într-adevăr, a crescut încrederea în Ioan Șor. O altă întrebare adresată persoanelor intervievate a fost dacă partidele politice ar trebui să primească finanțare de la bugetul de stat. Doar 12% dintre respondenți consideră că da, trebuie să fie finanțate partidele la bugetul de stat. Noi am întrebat, de ce dumneavoastră considerați că partidele nu trebuie să primească bani din bugetul de stat? Și spuneam prin felul următor că partidele pot să-și întrețină existența lor din cotizațiile de membru de partid. Prin aceasta ele vor demonstra că sunt viabile, că sunt partide vii, adică cetățenii conștient susțin aceste partide, și a doua, că consideră că ar fi bine ca partidele să se întrețină din granturi externe. De asemenea, potrivit sondajului, sărăcia, corupția, prețurile înalte la produse și servicii comunale și lipsa locurilor de muncă bine plătite sunt cele mai frecvente lucruri ce îngrijorează cel mai mult pe cetățenii din țara noastră. 4 din 10 consideră că ei trăiesc mai rău sau mult mai rău în comparație cu anul 1991. Rezultatele studiului ne demonstrează și de această dată că interesul față de viața politică în rândul locuitorilor din țară continuă să fie destul de scăzut. Doar 24% dintre cei chestionați au menționat că sunt interesați de politică. Pentru a spori încrederea populației în transparența și eficacitatea procesului electoral, legiuitorul ar trebui să evite schimbările frecvente ale legislației electorale, inclusiv componența organelor electorale și metodele de delimitare a granițelor.